interpreți n-au reușit să ajungă în etapa audițiilor live în preselecția națională Eurovision. Alții însă s-au calificat cu două piese, ceea ce înseamnă că șansele lor sunt duble. Să vedem cine sunt norocoșii. 1000 de pusuri pierdute în mare, pierdute în nori. Etapa națională Eurovisionului le dă mari bătăi de cap artiștilor. Chiar și cei care au experiență în acest concurs își pun mari speranțe și promit show-uri cum n-am mai văzut până acum. Anul ăsta o să pune accent, cum și anii precedenți, pe toți factorii, pe toate punctele de vedere, și pe și vestimentație, și coreografie. И ещё вся сложность в том, что мы сейчас, я со своей командой, мы продумываем два номера для того, чтобы один сделать здесь, а второй сделать там. Я понимаю, что мне здесь, я ни в коем случае не имею права выйти, как в прошлом году, один на сцену и просто спеть. Я понимаю, что не имею права. Если у меня получится это сделать там, в Копенгагене, то у Молдовы на самом деле будут очень большие шансы быть в тройке. Și a mea este o piesă foarte reușită și are și un mesaj. Nu este superficial doar ceea ce se dă pe față, deci în text. Este cu un subtext pe care vreau să-l arăt în semifinală. Anul acesta, în regulamentul concursului, au intervenit schimbări majore și acest lucru îi deranjează pe unii artiști. Mi-ar părea mai ok, mai bine, deci ca să fie un regulament stabilit pentru orice ediție, să fie deja stabilit, fără schimbări. Ca fiecare interpret să știe exact ce are de făcut. Eu sunt pentru schimbări. Pentru schimbări. Dar pentru schimbările care vin din timp. Nu cu o lună înainte de Eurovision, hop, și s-a schimbat tot regulamentul. Top, oamenii buni, avem de pregătit. Într-o lună de zile, ce produs poți tu să oferi? Ce poți să oferi tu frumos, calitativ, ce își pregătești de o lună de zile? Asta este ceva absurd. In an innocent childish dream, we just open to let a future in. And time makes it, miss it now. Pentru că nu au putut să se hotărească sau pentru a-și spori șansele de a trece în etapa următoare, unii participanți s-au înscris la Eurovision cu mai multe piese. Felicia Dunaf, Diana Staver, Boris Koval, Dana Marchitan și Xenia Nicora sunt cei care au ajuns cu câte două piese în etapa audițiilor live. Ambele piese îmi plac mult și nu știu ce să fac. Eu pentru mine mi-am ales piesa care îmi place mai mult și cred că Flying și așa o fac. Atunci puteam și eu să-mi pun și prima piesă, care este deja mai promovată și are și videoclip, are o istorioară, mă rog. Nu am știut de acest moment și chiar îmi pare foarte straniu lucrul ăsta, pentru că cred eu că un interpret cu o piesă își reprezintă, așa este. Nu știu dacă este corect sau nu e corect. Până la urmă, fiecare are dreptul să facă ceea ce vrea. Dar se poate întâmpla să ai două piese foarte bune și nici tu nu te poți decide care să o cânti. Deci eu presupun că cel puțin unii din concurenții care au venit cu două piese sunt în această dilemă, da? Nu văd nimic criminal în chestia asta, absolut deloc. Eu totuși optez pentru o piesă lucrată și pregătită și gândită din toate punctele de vedere. În etapa a doua selecției naționale Eurovision 2014 au fost admise 40 de piese. Audiția live a interpreților va avea loc pe 1 februarie, începând cu ora 11. În urma acestei selecții vor rămâne 24 de concurenți care vor evolua la semifinalele naționale. Între